Am spus clar, obiectivul nostru este să ștergem de pe fața pământului statul Israel. Deci asta e clar. Obiectivul nostru este să ștergem. Și cum vor să șteargă? Sigur, obținând bomba atomică. Nu? Și atunci să dea cu bomba atomică în Israel. Deci, dragii mei, în afară de asta, încă un lucru foarte important vreau să spun, Sfântul Apostol Pavel, care el însuși a fost evreu, nu? A spus în Romani 11 cu 20, asta chiar vreau să citez. Romani 11 cu 25 spune așa: pentru că nu voiesc, fraților, ca voi să nu știți taina aceasta, ca să nu vă socotiți pe voi înși vă înțelepți, că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte. Adică așa cum știți foarte bine că încă ei așteaptă pe un iluzorul Mesia, deși Mesia a venit de 2000 de ani. Deci că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte până ce va intra tot numărul neamurilor. Și astfel întregul Israel se va mântui. Precum este scris, din Sion va veni zbăvitorul și va îndepărta nelegiuirea de la Iacob. Deci, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că împietrirea aceasta este parțială și va veni momentul, când ei vor primi pe Iisus Hristos ca și Mântuitor și ca și Mesia. Și când se va întâmpla asta? Atunci când neamurile, adică noi, creștini, al doilea popor ales, ne vom îndepărta tot mai mult de Dumnezeu, atunci Domnul își va întoarce privirea spre întâiul popor ales. Și noi vedem acum că noi, poporul ales, al doilea popor ales, creștinii, ne îndepărtăm tot mai mult de Dumnezeu. Nu, Europa Occidentală mai ales, nu vrea să mă aude de Dumnezeu, nu vrea să mă aude de rugăciune, nu vrea să mă aude de nimic. Ci vrea să implementeze ideologiile iadului. Și atunci, dragii mei, este vital pentru noi să înțelegem că poporul ales, această țărișoară mică de două, cât două județe, cât Timișul și Aradul, nu știu dacă are atâta suprafață, această țărișoară, nu, este miza. Această țărișoară este miza. Nu America, nu Rusia, nu. Israelul este miza, dragii mei. Israelul este miza. Pentru că acolo, joi am avut înălțare, da? Ce spune Mântuitorul Iisus? Nu, vă numesc eu, ce spun îngerii? Vă amintiți? Vă reamintesc, dacă n-ați fost la liturghie, chiar la Fapte, capitolul 1, cum îi apostrofează pe cei doi îngeri, nu, pe apostoli care se uitau la cer, cum Iisus se înalță la cer și unor îl ia din ochii lor. Și citez din Faptele Apostolului 1 cu 11. Deci îngerii le spun apostolilor: bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer. Deci, dragii mei, de fapt, ni se spune ce? Că așa cum s-a înălțat, acolo pe muntele Măslinilor, acolo va și reveni Domnul, tot acolo. Deci, va trebui să existe un stat Israel, va trebui să fie un popor Israel, atunci când va reveni Domnul. Și chiar așa este, pentru că Domnul și spune în toate evangheliile escatologice,
Și citesc numai din Matei 24, spune: adevărat, adevărat grez vouă, deci citesc din Matei 24 cu 34, că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. La ce neam se referă Domnul? La neamul evresc. Deci când nu se va întâmpla toate acestea, adică inclusiv revenirea în gloria Domnului. Inclusiv revenirea în gloria Domnului. Deci va trebui să îi subziste neamul acesta, adică poporul ales, poporul evresc. Și chiar dacă vedem cum crește antisemitismul și cum aruncă musulmanii cu rachete în Israel și cum Iranul spune că primul obiectiv al lor este să se șteagă de pe fața pământului Israelului, nu vor reuși. Nu vor reuși. Dar de ce vreau eu să vă spun aceste lucruri? Este important ca voi să înțelegeți că noi trebuie să ne poziționăm foarte clar de partea Israelului. Nu că acum statul Israel a luat măsuri bune, că ia și măsuri proaste. Nu, foarte, chiar foarte proaste, dar nu asta contează. Ce face un guvern sau altul. Contează poporul evreu, adică poporul ales de Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu el? Dumnezeu îl va ocloti. Și este interesant, dragii mei, că Domnul, când a fost printre noi, nu? El și-a manifestat dragoste față de poporul său. Nu a fost nici de cum să respingă poporul său, nici de cum. Domnul n-a respins pe nimeni, de fapt. Vă amintiți că Pavel face un gest destul de tranșant. El evreu. Atunci când vede că evreii din Corint nu vor să primească nici cum Evanghelia, atunci le spune una, Pavel. Să vă citesc și asta. Hai să vă citesc și asta. Că asta îmi place foarte mult. La Fapte 18 spune 18 cu 4, le vorbea în sinagogă în fiecare sâmbătă și aducea la credință iudei și elini. Dar, la versetul 6, stând ei împotrivă, adică cine ei? Evrei, nu? Și hulind și scuturându-și hainele, a zis către ei, adică Pavel: sângele vostru asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum înainte mă voi duce la neamul. Adică, pur și simplu, lui Pavel s-a săturat de ei, de împotrivirea lor și le-a spus-o. Dar, asta a făcut Pavel, el este om, dar Domnul n-a făcut așa. Domnul, vă citez acum, ce a făcut atunci când Cananeanca a venit la Domnul și a spus: învățătorule, fiul lui David, dai milă de fica mea că e rău, este chinuită. Ce spune Domnul? Zice: n-am venit decât pentru oile pierdute ale lui Israel. Am citat din Matei 15 cu 24. Iar odată Domnul a plâns pentru cetatea Ierusalimului. Citesc din Luca 19, 41 cu 42. Și când s-a apropiat de cetate, a plâns pentru ea zicând: dacă ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta, dar acum sunt ascunse de ochii tăi. Încă o dată, vedeți și alte locuri în care vedem cum Domnul iubește în mod profund poporul. Și gândiți-vă la încă un aspect, acum și Iuda a fost evreu, da? Și Iuda a fost Iuda Iscarioteanu, care l-a trădat. Gândiți-vă că Domnul a încercat și în ultimul moment să-l salveze pe acest trădător. A venit la el, nu, cu ceata aceea de peste 1000, i-a spus: prietene, ce vrei să faci? Prietene. Nu? Și, sau la Luca spune: Iuda, cu o sărutare vrei tu să vinzi pe fiul omului? Deci, categoric, Domnul dorește
Nu ca poporul din care el s-a tras. Maria a fost evreică, Doamne. Evrei care a păstrat legea, nu? Deci și acum în apariții se spune în anumite locuri, chiar și la Medjugorje uneori, Maica Sfântă vine îmbrăcată ca o evreică. Interesant. Și deci ține la poporul, ea a fost evreică. Și uitați-vă puțin la Maica Sfântă la Guadalupe acolo. Maica Sfântă la Guadalupe, acolo este chipa autentică a Sfintei Fecioare, da? Și uitați-vă la pieptănătura Sfintei Fecioare de la Guadalupe. Sigur, îmbrăcămintea e ca o aztecă, dar pieptănătura, cei care cunosc și care studiază chipul Sfintei Fecioare, a spus, este o pieptănătură ca a unei femei evreice din secolul I, după Hristos. Nu? Deci ei îi place Maicii Domnului și acum când vine pe pământ să vină ca o evreică. Nu? Să vină ca o evreică. Deci dacă Domnul a iubit poporul evreu, cetatea Ierusalimului, oare noi creștinii să nu iubim poporul ales, cetatea sfântă? Nu, am spus că acum că sunt guverne și guverne în țara sfântă. Acum e un guvern cu prostie la cap, care spun că acum nu mai avem voie să intrăm în Țara Sfântă numai dacă suntem vaccinați. Da, o să treacă și asta. O să treacă și nebunia asta și precis că o să fie liberi să mergem în Țara Sfântă. Deci nu contează ce guverne se prinde prin Țara Sfântă, nu? Contează poporul ales și poporul ales va trebui să subziste până la a doua venire a Domnului. Și Ierusalimul este numită Cetatea Sfântă. Deci la Isaia 52, la Isaia 52 cu chiar versetul 1, se spune așa, zice, trezește-te, trezește-te, îmbracă-te cu puterea ta, Sioane. Este un alt nume al Ierusalimului. Înveșmântează-te în haine de sărbătoare. Ierusalime, cetate sfântă. Ierusalime, cetate sfântă. Cetate sfântă, dragii mei, de ce cetate sfântă? Acum trebuie să știți acel lucru. Noi, pe noi, noi cred ca și creștini, de ce cetate sfântă? Nu numai pentru noi, creștinii, dar și pentru evrei și pentru musulmani. Hai să vedem de ce. Pentru că Dumnezeu a ales această cetate ca aici să se construiască templul din Ierusalim, unde să se închine poporul ales și unde să-și arate el milostivirea. Dar mai ales pentru că în Ierusalim Fiul Său prea iubit și-a împlinit opera de mântuire a neamului omenesc. Nu, aici a ales Dumnezeu Tatăl ca Fiul Său să fie, să împlinească această operă de mântuire. A fost răstignit și de aici a înviat. Acum, și musulmanii zic că Ierusalimul este cetatea sfântă și tocmai din cauza aceasta ei aruncă cu bombe și vor să facă, să provoace și cealaltă musulmană un război, un jihad, cum zic ei, tocmai din cauza aceasta, pentru că ei zic că și ei Ierusalimul este cetatea sfântă a lor. Și că și ei au dreptul la cetatea sfântă. Acum, ce zic ei? Ce zic ei? Bineînțeles că e falsă această ipoteză, dar vă spun ca să știți. În tradiția lor falsă se spune că profetul lor fals, Mahomed, a zburat, adică s-a ridicat la cer, din Ierusalim, de la una dintre cele două moschei care sunt acolo pe expanada templului. Nu? Și de ce este greșit aceasta? Pentru că armatele musulmane nu au pătruns în Ierusalim decât după 5 ani
de la moartea profetului Mahomet. Deci n-avea cum să se ridice acolo, că n-avea acces. Să nu uităm un lucru. A fost o perioadă așa de minunată în istoria creștinismului, încât dacă aș avea o mașină a timpului, m-aș duce să trăiesc o leacă acolo în perioada asta. Care a fost perioada asta? De secolul 4 până în secolul 7. Atunci, dragii mei, tot nordul Africii, Țara Sfântă, Iranul, Irakul, Orientul Mijlociu, tot era creștin. Erau bazilici mărețe în toate locurile acestea, nu? Erau lucruri minunate. Când eram în Țara Sfântă, dar mă rog, și în împrejurim pe acolo, am văzut urmele acestor bazilici. Chiar și pe Masada, Masada a fost locul acela în care evreii au rezistat, 1000 de evrei și după aia s-au sinucis când romanii au ajuns la ei, nu? În Masada sunt ruinele unei bazilici creștine, în Masada. Și a făcut o liturghie acolo, nu știu dacă cu voi, liturghie acolo, o liturghie bizantină. După aceea, în Petra, puțin mai acolo, în Iordania acolo, tot așa, unde acum sunt musulmani, nu? Nu știau musulmani ce facem noi acolo, mă amintesc, nu? Că am început să ne pregătim și te uitau acolo, erau, ce fac ăștia, mă, creștine, ce fac? Noi mă pregăteam că să fac liturghia, știți? Și când au văzut că facem liturghia, toți au venit acolo, curios să vadă ce. Deci peste tot, dragii mei, urmele acestea ale creștinătății. Și acum, diavolul, ce s-a propus el? Văzând că, și dacă nu ar fi fost acest islam, eu sunt convins că în ziua de astăzi, poate 3 sferturi, poate 80% din pământeni erau creștini. Sunt convins. Dar diavolul, văzând că ia amploare, deci în secolul 6-7, misionare creștini deja au pătruns în India, în China și mai departe, și prin zona aceea centrală, Asia, am văzut, acolo am fost în Asia, am văzut urmele de bazilici creștine din aceste, incredibil. Și atunci diavolul a scornit această religie, nu? Ca contrapondere, nu? Și a scos acest Coran, nu? Și, deci, ce vreau să spun este că a fost o perioadă, o epocă de aur a creștinătății, care doar din secolul 4 până în secolul 7, începutul secolului 7, când toată zona era creștină. Gândiți-vă, noi îl sărbătim și pe Sfântul Anton. Gândiți-vă la acest aspect. Sfântul Anton, fac o mică secvență, o mică paranteză. Sfântul Anton, în secolul al XIII-lea, când a devenit franciscan, el a vrut să facă ce? Vedeți, zelul acestor creștini, care este a fost atât de mare, în secolul XIII, încă nu era estompat zelul creștin, că au fost crucialele, au fost așa mai departe, care au avut să elibeze locurile sfinte. Dar el a vrut să meargă în Maroc și acolo să predice musulmanilor, Sfântul Anton. A vrut să meargă și a spus, nu contează, chiar dacă mor, oricum, probabil că 99% că l-omorau musulmanii, așa cum a văzut el că vin franciscanii morți, că de acela a impresionat martirul franciscanilor și el s-a făcut însuși franciscan. Și a mers în Maroc cu gândul acesta să predice musulmanilor Evanghelia. Dar Domnul avea alte planuri cu el. Și atunci, când a ajuns în Maroc, împreună cu fratele, cu un frate preot, un frate franciscan, așa, și s-a îmbolnăvit așa de tare că nu mai putea să meargă să predice musulmanilor din Maroc. Și atunci, văzând că nu se revenea, asta câteva luni în Maroc, atunci a luat înapoi să întoarcă acasă, a spus, da, Dumnezeu are alte planuri cu mine, e clar. Și atunci, când întoarcea spre casă, spre Portugalia, a venit acea furtună și l-a deviat până în Italia, Sicilia și respectiv după aceea. Deci Domnul a avut alte planuri cu el. Nu toată lumea, toată creștinătatea trebuie să devenim martiri.
Unii sunt chemați la martiriu, alții nu. Sfântul Anton n-a fost chemat la martiriu, ci a fost chemat la altă lucrare. Și atunci, dragii mei, Ierusalimul este pomenit și în Biblie de atâtea ori, și numele de Salem. Încă de pe vremea patriarhului Avram, care se întâlnește cu regele și preotul celui preanalt, Melchisedec. Nu mai citesc, că deja înaintea timpul. Și David apoi cucerește Ierusalimul, Salemul, în anul 1010, înainte de Hristos. Când evreii zic că capitala lor este Ierusalimul, au toată dreptatea să spună. Păi ei de 3000 de ani au aceasta. În 1010 era capitala lor. Nu? Și Solomon construiește aici templu, care este construit după modelul cortului întâlnirii, cu cele compartimente, curtea templului, sfânta sfintelor, și bisericile noastre sunt construite pe modelul templului de Ierusalim, dacă n-ați spus până acum. Da? Sfânta sfintelor este altar. Sfânta este asta și curtea este antreul acela și curtea propriu-zisă. În curtea templului ce era? Era altarul de jertfă și lighianul spălării. Și noi când intrăm în biserică ne spălăm, da? Ce facem? Facem semnul Sfintei Cruci cu apă sfințită, da? Este lighianul, nu, care ne purifică, da? După aceea, sfânta era menora, vedeți menora, acest candelabru cu 7 brațe pe care Adela ni l-a dus din Țara Sfântă. Mulțumim pe această cale, Adele, așa? Și deci sfeșnicul cu 7 brațe, altarul tămâierii și masa pui înainte. Și în Sfânta Sfintelor, care e echivalentul altarului nostru, era chivotul Domnului, în care era mana, nu, eșanton din mană care s-a hrănit poporul ales timp de 40 de ani în pustiu, tabele legii pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise și prin Moise întregului popor, și toiagul înfrunzit al lui Aron, nu, ca să arate că Aron este preot, Dumnezeu l-a ales să fie preot. Și Ierusalim a fost distrus împreună cu templul de către Nabucodonosor, împăratul Babilonului, în 586 după înainte de Hristos. Atunci s-a pierdut chivotul legii și menora de aur. După aceea evreii au reconstruit menora, chivotul n-a putut să-l mai reconstruiască, că pentru că chivotul era ceva prea sfânt, dar menora au reconstruit-o, acest candelabru cu 7 brațe. Și în a doilea cataclism din istoria poporului ales, distrugerea celui de-al doilea templu, în timpul lui Titus, anul 70, romanii au luat menora, cea reconstruită de evrei. Și pe arcul de triumf al lui Titus se vede și în ziua de astăzi, a rămas în Roma, cum romanii duc menora. Deci, era mare menora, nu ca asta, miniatura noastră, mare, era enormă, cum romanii scot din templu menora și alte odoare de preț care erau acolo. Și interesant un lucru, că această menoră, acest candelabru cu 7 brațe, însuși Dumnezeu îi dă lui Moise cum să îl construiască. Și Moise descrie foarte minuțioasă, vă rog dacă vreți, nu mai citesc, Exod 25, 1, 31 cu 40. E scris cum să se facă menora, exact așa cum este acolo. Nu? Și acum, interesant, un lucru scurt, ce rol avea menora? Acest candelabru cu 7 brațe care le vedem noi aici pe altar. Această candelabră avea menirea ca să înalțe mintea la lumina lui Dumnezeu, care luminează pe tot omul care vine în lume, cât și la centralitatea prezenței lui Dumnezeu în viața omului. Menora trebuia să ardă tot timpul, atenție! Vă amintiți de Samuel, copilașul care era în
în ucenicia lui Eli, el avea rolul ca să țină în permanență aprinsă menora. Și trebuia să fie aprinsă tot timpul. De fapt, la noi ce este aprins tot timpul? Candela. Candela aceea care să arate ce? Că acolo locuiește Dumnezeu, da? Cu trupul, sângele, sufletul, vindrata lui. Deci menora sau candela aceasta are, avea rolul într-o la menore. Menora trebuia să ardă tot timpul, cum am spus, și unul din brațe, acesta îi simboliza lumina credinței care vine la toate popoarele prin poporul ales. Așa s-a întâmplat, prin poporul ales a venit credința, nu? Creștină. Altă semnificație. Sabatul, ziua de odihnă a poporului ales, acum e duminică la noi, era simbolizat de brațul central. Vedeți? Brațul central, așa, de acolo, în vreme ce celelalte candele închipuia celelalte șase zile ale săptămânii. Menora mai este pomenită și în Zaharia 4:1, cu tine mă citez, vreau și acum este prezentă pe stema națională a statului Israel modern. Apropo, poate știți ce înseamnă Israel? Dacă nu știți, vă spun acum. Dumnezeu va triumfa. Deci însuși numele Israel, nu? Este deja arătat, numele la evreu avea o semnificație deosebită. Și de aceea și Domnul schimba numele lui Simon, îi spune Petru, stâncă, adică pe stânca asta fondez biserica mea, da? Și Israel este Dumnezeu va triumfa. Deci până la urmă Dumnezeu va triumfa. Chiar dacă toată oculta asta mondială s-a coalizat ca să facă în așa fel încât să facă din noi bioroboți, nu, bioroboți, nu vor reuși. Că Dumnezeu va triumfa. Israel, când spuneți Israel, spuneți Dumnezeu va triumfa, să știți acest lucru. Și am vorbit despre ce spune acum Sfinții noștri, Sfântul Maxim Mărturisitorul, și cu asta închei, că deja mi-a depășit timpul, mi-a expirat timpul de predică. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că menora, ce înțeles de acum creștinii menore, zice, biserica tot lăudată, menora este biserica tot lăudată lui Dumnezeu, curată și neîntinată, neprihănită și nealterată, nemicșorată și primitoare adevărate lumini. Lumina de deasupra e Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta, prin primirea trupului nostru luat de la noi, s-a făcut și s-a numit lumină, ca cel ce înțelepciunea și cuvântul, cel după fire a lui Dumnezeu și Tatăl, care e propovăduit în Biserica lui Dumnezeu prin credința cea dreaptă și înălțat și dezvăluit între neamuri de vețuirea virtuoasă prin păzirea poruncelor. Deci acest sfeșnic, menora, reprezintă după Sfântul Maxim Mărturisitorul Biserica și lumina însăși a Domnului nostru Iisus Hristos. Este pus în sfânta noului templu al lui Dumnezeu, care este Biserica Lui. Iar în chivotul noii legi, așa cum am spus, sălășuiește Domnul în mod real. Asta am vrut să vă spun, vreau numai să mai spun că un lucru este extrem de important, ca trebuie să știți, și anume că au fost mai multe războaie împotriva acestui stătuleț micuț. Și unul din cele mai cumplite războaie a fost așa numitul război de 6 zile, 1967, când armate mult mai numeroase decât al lui Israel. Eu sunt o țărișoară. Au sărit din trei părți împotriva Israelului. Egiptul, Iordania, Siria, toți au sărit cu echipați cu din plin sovietici, cu mii de avioane, mii de tancuri. Dintr-o dată au putut în Israel. Acum, soarta acesta trebuia să fie pecetuită. Ce s-a întâmplat? În 6 zile doar, această armată uriașă coalizată a fost distrusă și în 6 zile, armata, micuța armată izraeliană, a ajuns
în fața celor trei capitale, Cairo, Damasc și Aman. Dar e un lucru foarte interesant, ce relatează, trebuie să stau așa, că trebuie așa, să transmite. Un lucru foarte, ce au mărturisit, asta nu se scrie în presă, dar uitați-vă, mărturile care sunt în limba engleză despre război, la 6 zile, ce au mărturisit unii ostași musulmani, mă rog, egipteni, iordaneni, o fi fost ei acolo, că s-a întâmplat. În momentul când tancurile au pătruns și avioanele și-au început să, încă dar n-au apucat să bombardeze, au văzut în fața micuțelor armate izraelene, în spatele tancurilor, mii de îngeri. Și au spus că au fost paralizați. N-au putut să mai treacă. Au cei care sunt supraviețuitorii. Și evreii pur și simplu nu m-au tras, au tras, au lichidat câte și au fugit înapoi aia care au văzut că nu fac nimic. Au avut pierderi uriașe musulmanii, iar evreii pierde minim. Mai mult decât atât, au ajuns aproape de cele trei capitale. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu ezită, trimită îngerii săi, nu? Atunci când poporul său ales este în pericol. Noi creștinii și noi românii trebuie să ne poziționăm de partea poporului ales. Acum doar îi se crește inima, că ea este evreică. Nu-i nimic, aleluia, că s-a convertit, aleluia. Nu? Deci, asta este, dragii mei, soluția. Și dacă noi nu înțelegem aceste semne ale timpurilor, dacă ne facem că nu și ne poziționăm de partea celor care este împotriva lui Israel, soarta poporului nostru este pecetuită. Este pecetuită. Și m-am făcut această predică, poate că v-ați ajutat la altă predică, dar eu consider că e datoria mea ca să avertizez pe dumneavoastră și pe dumneavoastră, pe cei care urmăresc, despre cum trebuie să ne poziționăm noi ca creștini în acest conflict care vedem că mocnește. În cartea Apocalipsei se spune că până la urmă va fi un război între cine? Între armatele anticristului, care vor fi 200 de milioane pe câmpia Armagedonului în Israel, care vin să lupte împotriva cui? Împotriva lui Hristos, împotriva mielului. Citiți Apocalipsa 19:20. Și acolo în Israel se va da bătălie decisivă. Acolo, dragii mei, în Israel se va decide soarta omenirii. De aceea noi trebuie să ne pozităm corect. Pro-Israel, de partea Domnului, de partea cui? A lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care s-a născut într-o familie de evrei, de partea Sfintei Fecioare, care este o evreică, de partea Sfinților Apostoli, care au fost toți evrei, noi de partea cui trebuie să fim? De partea poporului ales, pentru că Domnul are un plan cu el. Și acolo va reveni Domnul tot pe muntele Maslinilor, așa cum s-a înălțat. Vă mulțumesc, Hristos a înviat.